Bună ziua tuturor și bine ați venit în atelierul sculptorului Dan Mateescu. Am putea începe această scurtă călătorie în timp cu o întrebare simplă și cuprinzătoare. Ce este viața? Cu siguranță nu este un segment limitat de timp și nici o paranteză limitată între naștere și moarte. Arta este ca și natura, simplă și profundă, una și diversă. De multe ori am trecut prin centrul acestui târg al Moldovei, ignorând semnificația operilor, grăbiți de timp, grăbindu-ne spre nimic. Însă dacă vom oferi un timp artei, am putea observa aleea personalităților, operele de artă care se află în Muzeul Tecucean, ce sintetizează viața pământeană a unui om și ca orice om și-a însușit rolul de ființă creatoare, alinând prin opera sa stările negative ale sufletului. Soț, prieten, frate, coleg, însă pentru noi toți a fost sculptorul Dan Mateescu. Frumusețea și adevărul, permanența, durata și eternitatea, acestea au fost principalele repere morale și estetice care l-au călăuzit pe tenacele sculptor. A creat și a stăpânit formele prin tehnica cioplirii în lemn, dând o valoare deosebită acestora, realizând astfel lucrări pe cât de simple, tot atât de încărcate emoțional și expresiv, punând în fiecare câte puțin din sufletul său de artist. A fost autorul a numeroase lucrări din Tecuci, Liești, Buciumeni, Umbrărești și alte locații, dedicate unor personalități culturale și nu numai, cum ar fi Calistrat Hoga, Tudor Pamfile, Hortensia Papadat Bengescu și mulți alții, realizată în piatră, bronz sau ciment. Acestea demonstrând capacitatea artistului de a se înscrie în mediul ambiental și de a compune forme în spațiu. A lăsat în urma sa lucrări de sculptură, punând amprenta marelui său talent de artist, dublate de un simț al formelor ce denotă o expresivitate aparte. Ei bine, acum câteva săptămâni, alături de colegii mei de la Muzeul de Istorie Teodor Cincu din Tecuci și de domnul profesor Radu Vladimir, eu personal am pășit pentru prima oară în acest loc. Nu este un loc foarte bine amenajat, dar este un loc care poate deveni un spațiu muzeal, un spațiu expozițional. Vă aflați în locul în care artistul a creat, locul în care s-au născut multe opere de artă, locul în care el a săvârșit. Ei bine, în acest loc am considerat că este necesar să aducem publicul în anul 2023, când s-au împlinit 80 de ani de la nașterea sa, anul în care se împlinesc și 2 ani de la trecerea sa în eternitate. Dan Mateescu, desigur, a fost sculptor, a fost profesor, dar nu în ultimul rând, mai bine zis, în principal, a fost muzeograf la Muzeul de Istorie Teodor Cincu din Tecuci și anul trecut am dedicat o sală, sala de sus de la etaj, sala de artă, care se numește astăzi Sala Dan Mateescu. Ieri am inaugurat un important proiect cultural, spunem noi, busturile de pe Aleea Personalităților din Parcul Central din Tecuci au fost realizate de Dan Mateescu, însă pe ele regăseam doar numele personalității și anul de naștere, anul decesului, și am adăugat câteva plăci descriptive cu ajutorul domnului Valeriu Precupanu, plăci extraordinar de bine realizate, care oferă o mai bună descriere a vieții personalităților și pentru că ne-a fost greu să ne limităm în text, am adăugat și câteva coduri QR care trimit către o pagină web unde regăsiți mai multe informații despre aceste personalități și câteva imagini despre ele. Și am zis că Aleea Personalităților trebuia întregită cu o placă memorială și am dezvelit ieri placa care îi aduce un omagiu lui Dan Mateescu. Am să-l invit alături de noi și mulțumesc pentru prezență artistului plastic Sterică Bădălan, care i-a fost și prieten sau cunoscut și o să ne spună câteva cuvinte. Vă mulțumesc pentru prezență! Bună seara! Revin cu foarte mari emoții după, să zicem,
7-8 ani, când am venit prima dată la atelierul lui Dan, veneam de la Bucimeni cu alt mare dispărut din zona dumneavoastră, Relu Angheluță, și am rămas de până că aveam deja amintiri. Și cea mai dragă amintire mie este și care au însemnat foarte mult pentru începuturile mele artistice. La un moment dat am făcut cea mai completă, să spun, expoziția mea de pictură cu, împreună cu Relu Angheluță, sculptură la Muzeul de Istorie din Galați. E, a trecut pe acolo Dan Mateescu, a văzut expoziția și m-a căutat și a spus trebuie să aduceți expoziția la Tecuci. La Tecuci exista pe vremea aceea o galerie cum n-am văzut nici în țară, nici afară din țară. Exista o galerie dintre cele mai bine amplasate, dintre cele mai bine organizate și care se organiza expoziții periodic dintre cele mai complete, să zic. Și de toate astea se ocupa Dan Mateescu. A fost prima noastră colaborare, pentru că după aceea m-a solicitat să facem împreună expoziție, eu pictură și el sculptură la Tecuci, eu pictură și el sculptură la Brăila, eu cu el și cu, la vremea aia, Cotinel Munteanu picta și el, la Galați, expoziții cu care am rămas sau au reprezentat etaloane așa în activitatea noastră, în parcursul nostru artistic. Mulțumesc că am fost invitat. Mă declar, cum să spun, nemulțumit că văd puțini artiști. Dan era un prieten și un om deosebit. Poate ar fi meritat să fie mai mulți colegi artiști în momentele acestea. Vă mulțumesc! Un alt om care a insistat foarte mult pentru ca personalitatea lui Dan Mateescu să fie omagiată și ca operele sale să fie puse în valoare a fost domnul profesor Radu Vladimir, pe care îl invit să ne spună câteva cuvinte și despre acest proiect. Mulțumesc! Dragi concetățeni, dragi iubitori de artă, de mult visam la momentul acesta și iată că am făcut un prim pas. Tecuciul nu are nicio casă memorială. Tecuciul are atâtea talente, are atâția reprezentanți ai culturii în diverse domenii, ai culturii naționale, și ar merita, ar fi meritat de-a lungul anilor, măcar o casă memorială. Încercăm și de data aceasta cu un artist plastic. Prietenul nostru, prietenul lui Dan, Sterică Bădălan, un artist renumit la Dunărea de Jos, pe care dicționarele îl înregistrează cu atât de multe lucrări, a adus aici aminte despre personalitatea lui Dan. Un om deschis, un om cu suflet mare. Dan Mateescu ne-a cunoscut pe toți în diferite împrejurări, iar noi l-am cunoscut mai mult în domeniul lui de activitate. Fiecare are o amintire. Dacă ar trebui să se facă un film, ne-am depăna fiecare amintirile. Ca specialist, însă, în arta lemnului, l-am cunoscut foarte bine la o expoziție, aceea având ca generic metafora scării, la galeria aceea de care Sterică vorbea și care era extraordinară la nivelul țării. Galeria există,
și ne străduim să o redeschidem cu toate atributele de galerie însemnată pentru sculptură, pictură, pentru arte în general. Am rămas impresionat la acea expoziție de simplitatea cu care Dan vorbea. Nu-i plăceau nici lui cuvintele, multe. A trebuit să mă chinui mult cu Dan până când să-l forțez să spună și el câte ceva, pentru că artiștii în general lasă operele lor să vorbească. Și am remarcat atunci câteva metafore ale scării la care nu m-aș fi așteptat și cât îs eu de filolog, nu m-aș fi gândit chiar la toate. De unde se vede că artistul este mult mai profund în gândire și în concepție. A pornit de la treaptă, de la noțiunea de treaptă, la noțiunea de ridicare, la noțiunea de ajutor, la noțiunea de zbor, făcând lemnul să vorbească. A rămas cu expoziția aceea renumit în toată mișcarea aceasta artistică, pentru că printre puținii sculptori care au reușit să dea glas lemnului cu Dalta și Ciocanul, Mateescu a reușit să aducă arta la simplitatea de care vorbea aici Daniel. Stilizarea brâncușiană dusă mai departe de George Apostu. De ce să îmbogățim prea mult o linie artistică și să nu o reducem la niște elemente esențiale? Scara despre care vorbeam a avut o ultimă etapă pe care preotul Leca a remarcat-o acum 2 ani. În locul crucii, lângă cruce, Dan a ținut să fie scara aceea cu 3 dimensiuni înălțată către cer. Și atunci am înțeles pe deplin de unde a pornit Dan cu ideea scării de jos, așa cum a pornit-o în viață, și către unde se îndrepta el. Am purtat niște vorbe, niște discuții cu vreo lună înainte de a se pierde, își menținea tonusul și am simțit că tot ce ne lasă Dan, ne lasă din toată inima lui. Și vă mulțumesc și eu la rândul meu că ați dat curs invitației noastre și că prin gestul dumneavoastră răsplătim deopotrivă strădania lui Dan Mateescu, artistul, celor care l-au ajutat, între care doamna Mateescu, i-a fost mereu alături, inclusiv la lucrări, la fel ca și toți colegii dumnealui din muzeu. Pentru aceștia am un cuvânt deosebit de spus acum. Sunt specialiști în organizarea muzeală, sunt specialiști în arte, în arta plastică în general, și i-am văzut foarte atent, foarte atenți în distribuirea pieselor pe care familia le-a pus la dispoziție cu atâta generozitate. Le mulțumim pentru profesionalismul de care au dat dovadă acești oameni ai culturii tecucene. Și vă rog să-i aplaudăm pe ei. Ce sunt și rămân, tot vin peste timp, tot vin
stea ce strălucește în infinit, fără sfârșit. Eternitate, iubirea ta, cuprins tot gândul cu aripa ta, imensitate, tot necuprins, rămâne stins. Orizont depărtat, lumind de zăr, tot vin peste tine. Preacucernici părinți, iubiți colegi, iubiți prieteni, trăiesc și eu, ca mulți dintre cei care participăm acest moment, cumva care vine în viața fiecăruia, dar la unii mai devreme, la alții mai târziu. L-am cunoscut personal pe Dan Mateescu în anii de liceu. Am participat cu toată ființa mea, cu toată priceperea mea de matematician, zic așa, atunci când au fost dezvelite anumite monumente, când au fost vernisate diferite expoziții. Mă bucur că am putut să-l reîntâlnesc pe domnul artist Bădălan, de care Dan a fost foarte legat și mândru că are un asemenea prieten. Dar de vorbit despre Dan Mateescu, sigur, aș putea să vă spun mai multe. Nu cu cele mai potrivite cuvinte. Latura mea, domeniul meu de activitate a fost cel de știință exactă, fizică, astronomie. Nu știu de unde până unde am ajuns să mă ocup și de așa ceva. Vreau o precizare să fac, o mărturisire, dacă e posibil. Familia Mateescu, prin doamna Mateescu, prin fratele lui Dan, Nichi Munteanu este prezent aici, prin neobositul Marian, apropiat de Dan Mateescu, mi-au fost puse la dispoziție multe, multe din materiale, într-o anumită ordine. Dar nu cu acestea a început lucrarea mea. A început cu documentare pe teren, fără să știu nimic altceva. M-am deplasat inclusiv în satul
roșu din Basarabia, unde are una din cele mai reușite lucrări, pe Ștefan cel Mare. Am vizitat de câteva ori liceul Octav Băncilă, pe care l-a terminat Dan Mateescu. Am cunoscut câțiva din profesorii pe care i-a avut Dan Mateescu. Și ia uitat ce spune un coleg de-al domnului Mateescu, Dumnezeu să-l odihnească, Mihai Tarcinski, tecucean de-al nostru. Nu știu, cred că trebuia să-l invităm, mă rog. De la începutul școlii, Dan Mateescu s-a detașat ca fiind unul dintre cei mai talentați colegi, alături de Cornel Kamarowski, din Bârlad, care în clasa 10 și așa mai departe. Ce vreau să vă spun? Ca examen de trecere, de absolvire acestei școli, a executat Dan Mateescu, știați de treaba asta? Chipul lui Octav Băncilă, care se află în fața liceului Octav Băncilă. El și-a mutat sediul propriu, locația din Iași, nu mai e unde a fost odată. Acum este aproape de Bulevardul Independenței, aproape de Piața Victoriei din Iași. Am rămas foarte surprins și este o mare bucurie și o noutate, cred că, pentru noi tecucenii, că există acest bust. Dan Mateescu a fost acela care, ca nimeni altul, a îmbrăcat în haine de sărbătoare tecuciul și împrejurimile sale. A readus la viață mari oameni de cultură ai urbei noastre și astfel numele lor va rămâne dincolo de timp. Aș vrea să fiu mașina de repetat cuvinte, fără să știe, fără să știe, fără să știe că te minte. Aș vrea să fiu ușa de la camera obscură, unde developezi cuvintele pe care nu le scoți pe gură. Aș vrea să fiu tot ce n-am fost, nu e prea târziu și are rost. Aș vrea să fiu tot ce n-am fost, nu e prea târziu și are rost. Aș vrea să fiu momentul de uitare în care te înneci sărind în mare. Aș vrea să fiu cireașa dintre lumânări când ne vei stinge. Din două încercări aș vrea să fiu tot ce n-am fost, nu e prea târziu și are rost. Aș vrea să fiu tot ce n-am fost, nu e prea târziu și are rost. Sunt praf de stele,
povestit întreaga mea durere și lupta mea cu mine fără leac. O viață parcă lungă cât un veac, în care patima mea a fost averă. A fost în timpul acesta în sus și în jos, și liber și într-un fel de închisoare, și chiar de nu mai e vreo viitoare. În viața asta am trăit frumos. Acum privesc în urmă zâmbitor, am fost doar om cu toate ale mele, trecând încet pe drumul către stele, normal și unic, simplu muritor, normal și unic, simplu muritor. Curele, și am iubit și eu din când în când. Am râs cu lacrimi și am plâns râzând, reconstruind nisipul din castele. Am fost bogat și uneori sărac, am fost naiv și alteori deștept, am fost prea strâng și alte ori prea drept, și m-am certat voind să mă împac. Acum privesc în urmă zâmbitor, am fost doar om cu toate ale mele, trecând încet pe drumul către stele, normal și unic, simplu muritor, normal și unic, simplu muritor, normal și unic, simplu muritor. Acest efort de a amenaja expoziția, atelierul, nu am fost singuri în niciun caz. Vreau să aduc câteva mulțumiri, în primul rând familiei Mateescu și domnului Marin Scripcaru, pentru faptul că au pus la dispoziție spațiul, au fost generoși și au fost deschiși către public. De asemenea, să mulțumesc Societății Unirea, domnului președinte Cătălin Dodu, care ne-a pus la dispoziție, pentru că toate aceste lucrări au fost periate, curățate, date cu soluție specială împotriva carilor, adică conservate într-un mod corespunzător, și le mulțumesc. Vreau să mulțumesc Primăriei Municipiului Tecuș și Direcției Servicii Publice, Serviciului Totul Verde, reprezentat prin domnul director Viorel Călinescu, pentru faptul că ne-a ajutat să facem curățenie cât și pe stradă și aici. De asemenea, Casei de Cultură Tecuci, domnului director Cristian Călugăru, pentru faptul că a pus la dispoziție sonorizarea și artiștii. Consiliului Local Tecuci, domnului profesor Radu Vladimir, pentru că s-a implicat în acest demers. Și nu în ultimul rând, n-am lucrat singuri aici. Am lucrat cu tinerii Clubului de Istorie Excelsior, care ne-au ajutat foarte mult. Și nu în ultimul rând, colegilor mei de la Muzeul de Istorie Teodor Cincu, curatorilor acestei expoziții, domnului Adrian Mihalache și Lori Ivaș, și vă rog să-i aplaudați pe toți ca să le mulțumim. Mulțumim și Protoieriei Tecuci, care a asigurat serviciul religios, așa cum se spune, în evenimentele oficiale, și tuturor celor prezenți, dumneavoastră, pentru faptul că ați ales din dragoste pentru cultură și artă să fiți prezenți aici.